și 9 minute, începe culinaria. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Suntem pe Facebook? Suntem live pe Facebook, da. În dimineața asta e echipa deșteptarea în echipament complet negru, de la stânga la dreapta. Luca Pastia, George Zafiu, Vlad Petreanu. Vrei să le facem poftă cu hanoracele noastre? De asta e... Da, și modele, noi doi avem echipamentul vechi. George este cu ultima... E cu ăla tot vechi, e penultimul. E practic identic. E identic, doar că la voi scrie mai mare. Pe asta spun. Da. Păi nu vedeți nuanțele astea? Nu vă pricepeți la fashion deloc. Da, stimați ascultători, dragi privitori, în dimineața asta, maestru culinar George Zafiu, noi... Am mâncat ceva zahăr sau... Da, nu știu ce cule foarte agitată în dimineața asta. Vreau să terminăm mai repede. Am crezut că am mâncat avocado de dimineață, dar nu... Să știți că mi-a cerut, noi avem aici niște brânzică pe masă. Da, da. Telemea de capră, de oaie și de văcuță, de la Delaco. Uh-huh. Și Luca... În zer. Da. M-a prins când am ieșit să-mi fac o cafea și mi-a zis, te duci tu până la noi la bufet să iei o pâine. Ba da, mă duc, au, da? Bună dimineața, doamnelor. Bună dimineața, nici la fel. Dați și mie o pâine. Cu ce? Au întrebat. N-aveți pâine simplă? Simțeam pe ultimul om, înțeleg. Nu, au făcut ele, na. Adevărul că vezi, aici șapte intervine... ani n-am cumpărat nicio pâine. Adevărat. Nu au. Da. Femeile fac cu pâinea aia sandvișuri. Corect? Da. Aici intervine arta conversației. Păi da, nu... Tu trebuia să faci ce ochi dulci, doamnei, și să primești o franzelă goală. Fără conținut de sandwich. Nu-ți dai seama cât am încercat eu să-l opresc să facem mișcarea asta. Tot pentru care ne-a adus Vlad, tu nu mai faci pe nebunul, că poți să mănânci primul. Mi-a zis, a doua farfurie că o să faci mizerie. Da, corect. Mă, nebunule, zic, dar tu nu ciculești? Bine că nu mi-ai cerut și roșii. Adică, ia și tu pâine n-ar și roșii. N-ar fi fost rău, dar știam că n-au. Au de pun în sandwich. Păi vezi? Cred că te dă și pagă. Auzi, ia du-te tu, fă-le ochi dulci și vino cu niște roșii. Vino cu două roșii, ardei, da. Ardei. Salată de vinete. Între timp, astăzi avem chiș cu telemea. Dacă tot am amintit ce este chiș? E o tartă. O tartă? Practic, da. Ce, vrei să mănânci, a? Nu, eu așa nu am făcut în viața mea chiș, nu știu. Băi, ce incredibil. Dar nici n-ai mâncat. Nu prea. N-ai mâncat chiș niciodată? Nu cred. Am mâncat chiș prima dată în Grecia, dacă poți să crezi lucrul. Pizza în tartă. O pizza în tartă? Cum ar veni? Așa. În Grecia ai mâncat chiș? În Grecia am mâncat chiș, era cârciuma unei franțuzoice. E adevărat, care se mutase din dragoste undeva în Grecia. Din dragoste care a deschis pentru mare. Pentru un grec. Da. Și era blocat și a rămas acolo. Da. Plină de datorii, nu știa cum să scape. Așa, deci chiș grecesco-franțuzesc la Europa. Franțuzesc. De data asta eu am făcut și somon și așa mai departe, mai multe variante. Chiș, loren, originalul. E fiert pe chiș, știi? Da. Dar ai cu lorenă, da. E cu lorenă, da. E cu bacon. Dar astăzi facem chiș cu telemea de Laco. Cred că de capră e bomba. Să iau un chiș și o telemea? Nu să iau un chiș. Teoretic trebuie să faci niște aluat, dar poți să iei și aluat foietaj, care se găsește de cumpărat. Să ia foietaj? Eu mereu merg pe varianta asta, adică decât să faci aluat, mai bine îl cumperi. Dar de ce, mă, că e simplu? Deci la aluat... Foietaj proaspăt. Subțire, ultra subțire sunt subțire, unele foințe. Subțire. Nu foarte. Subțire mă-l găsești la refrigerate. Și congelat în unele magazine. Da. Dar poți să-l și faci. Adică e simplu. Iei nu niște făină, faci. Ba da... Dacă am făcut George, poți. Am făcut eu. Amesteci făina cu un ou, cu niște două, trei lingurițe de apă, le faci și îl pui la frigider câteva minute, îl scoți și îl întinzi pe tavă. De ce îl pui? Să vadă drăși. Cum e la întuneric? Sau asta ce? Nu știu, nu m-a întrebat de genul ăsta. Dar și mai bun e, când am făcut eu, e să faci aluatul de cu seară. Și să-l pui la frigider să se odihnească și după aia să-l întinzi pe tavă și să-l lași acolo în te frigider. Te duci la magazin, ochești un aluat de ăsta refrigerat care nu are sistem de protecție, vezi cât costă? Da, și te-ai... Așa. Da. Bun, deci să ia aluatul. Să ia aluatul, îl întinzi foarte bine pe o tavă de asta, dar îl întinzi cât să iasă ușor din tavă, știi, așa. O tavă de asta ce înseamnă? O tavă... O formă. Rotundă. Așa. Care să fie un pic mai înaltă. Așa. Înțelegi? Pentru că trebuie să pui niște lucruri acolo. Dar tu faci un chiș cu tot cuptorul? Nu mă, dar e uite atâta. O să faci chiș mare sau chișulețe? Eu l-am făcut mare. Practic chiș la tavă, că ne dă în judecată cine știe ce șefă. Cum s-a dat cu eclerul la tavă.
E bine? Da. Bun. Dacă l-am întrebat de 7 ori. Da, de 7 ori. Alatul ăsta, indiferent cum îl faceți sau cum preferați să-l cumpărați sau să-l faceți voi, îl băgați la cuptor. Pentru 15 minute aș recomanda eu, la 170-180 de grade. Da. După care îl scoateți și îl lăsați 10-15 minute să se răcească. Așa, adică așa e recomandat. Și începeți să aruncați în el tot soiul de lucruri. Nu știu. Ca să întărească puțin. Deci da, să întărească un pic. Aha, da. Știam asta. Ca la pizza de casă. În varianta asta... Ca să nu rămână crud. Poți să pui acolo, peste aluat, tava respectivă, niște roșii uscate, niște, uite, cuburi generoase de telemea de la Delaco. Da. Care poate fi în funcție de preferințe, ori de oaie, ori de vacă, ori de capră avem aici. Eu aș merge pe capră, că e mai... Ai merge pe capră? Kinky. Da. Ok. Pui și niște ceapă verde și prietenii noștri recomandă și niște semințe de chimen. Da, bun. Da. După de care, capră, da. Într-un bol, iei două ouă. Nu, pui într-un bol două ouă. Într-un bol, două ouă, cu niște smântână de asta de gătit. Piper, sare și ce mai ai tu nevoie, le amesteci bine, 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 bine de tot. Da. Și le pui peste tot ce ai pus în tavă. Brânză și așa mai departe. Deci, practic, este o omletă cu chestii la cuptor pusă într-o formă de aluat de ceva. Nu? Da. Așa e o tartă până la urmă, da. Depinde cum o vezi. O bagi la cuptor jumătate de oră la 180 de grade, iar după ce o scoți, poți să o mănânci și caldă. Dar eu recomand să o mănânci rece. Da. Acolo e toată șmecheria. Gustul e cumva altfel. Da, crede-mă pe cuvânt. Nu mă întreba de ce, dar crede-mă pe cuvânt, care ce e mai bun. Mie mi-ar plăcea, sincer, călâie. Adică... Băi, ce zic? E recuperat. Călâie. O lași doar să se așeze un pic, nu o lași să se ducă până în... Până în zero. Până în răcire. Călâie ca dușul. Da. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.